Mulțumesc, Alina. Bună ziua tuturor. Îi felicit și eu la rândul meu pe antrenori, în primul și în primul rând, pe medaliați, pe staful Comitetului Olimpic Sportiv Român care a asigurat această deplasare nu foarte ușoară. Au fost 103 sportivi, în total 160 de membri ai Team România a făcut deplasarea la această ediție FOTE 2019 de la Baku. A fost o deplasare foarte reușită. Deja s-au legat multe prietenii între medaliați, între membrii echipei. Este un început frumos pentru acești copii. Și dacă cineva se mai îndoiește că România sau că în România se poate face sport și se pot câștiga medalii, eu sper că această ediție a FOTE 2019 a demonstrat că încă avem copii care pot face performanță. Sunt din cele 9 discipline la care am participat, 8 dintre aceste discipline s-au clasat în primele 6 locuri. Deci sunt sportivi care, deși nu-i vedeți aici, ei au fost în apropierea podiumului și ei sunt foarte, foarte importanți. Sunt copii care de acum încolo au de la ce pleca, au spre ce să spere, spre ce să tindă, iar noi, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, le vom sta alături, îi vom ajuta și îi vom sprijini pentru ca visele lor să devină realitate. Vă mulțumesc tuturor dumneavoastră, părinților, care ați venit să-i întâmpinați pe copii la aeroport. Sunteți oameni norocoși, fericiți și așa ar trebui să procedeze mulți părinți în România, să-și susțină copiii să facă sport, pentru că prin sport copiilor se vor realiza ca oameni și ca sportivi în viața lor. Vă mulțumesc și să avem succes și la următoarele ediții!